etapa tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! LasVegas.ro. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe LasVegas.ro. Revendică 200 de rotiri gratuite și trăiește euforia câștigurilor tocmai în Egiptul Antic. Creează-ți cont acum pe LasVegas.ro folosind codul ERICSE43 și începe să câștigi! Ceea ce îmi place foarte mult în cușcă este vibe-ul, în primul rând, și emoțiile pe care nu oriunde le întâlnești. Erau mulți susținători ai adversarului meu și o aveam doar pe frații mei, cam atât, și antrenor. Și cam toți strigau la mine să pierd și erau ceva de genul. Meciul, pot să spun că nu cred că am fost aceeași categorie. S-a și văzut și publicul după meci a început să-mi țină partea pentru că nu a stat la bătaie el cu mine. Avea o diferență foarte mare de greutate, 16 kg. Astea nu sunt scuze pe care le zic, doar că a fost greșeala mea că am intrat cu 70 de kg în cușcă cu el. Am ales să slăbesc foarte mult. Am crezut că voi prinde mai multă viteză de a da cu pumnul. Una din greșelile mele astea. Păi vreau să continui cu acest sport, chiar îmi place și mai am un motiv care zic eu că o simpatizez foarte mult pe iubita viitorului meu adversar și eu cred că ei doi nu vor rămâne împreună și eu voi avea mai multe șanse ca el. Adevăratul motiv este Simina. Dacă voi câștiga, să o scot la o cafea și după va fi a mea. Dacă voi pierde, tot o scot la o cafea. Nu mi-e frică de el, îl văd un om pacifist, corect, băiețaș, dar o să-i dau Armagedon. Mi se pare pe jumatea ultimului meu adversar. Voi avea doi antrenori, unul în Elveția și unul în România, Sandu Lucu, legenda României.
Bobicioiule, Simina va fi cu mine, îți promit chestia asta. Și dacă o să și pierzi, o să-ți iau și femeia. Mă acces foarte mult pe frații mei, Pavarotti și Sergio, brațele astea de excavator. Urmăritorii mei să mă susțină în continuare, că următoarele meciuri ale mele le voi câștiga pe toate. Forța Ovidiu Neveu. Mi-am dorit foarte mult să mai am încă o luptă în cușcă și visul mi s-a împlinit. Datorită lui Neveu. Datorită lui, o voi lupta cu el. Pentru că a fost puțin obraznic încât s-a ajuns să avem un meci. M-a atacat prin iubita mea. Se lua puțin de Simina, ca și cum că el o vrea de iubită, că va fi femeia lui. Și uite așa, m-a enervat puțin încât abia aștept să intru cu el în cușcă. Se vede că este un om rezistent, adică rezistă la bătaie. Până la urmă nu l-a bătut în prima repriză Iancu, l-a bătut în a doua repriză. S-a ținut destul de bine. Felicitări, bravo lui! Cred că se va pregăti, pentru că nu ar vrea să se facă din nou de râs. Doar că eu mă voi pregăti și mult mai intens față de meciul cu Zonoagă. Plus de asta, nu o să-l subestimez, nu subestimez pe nimeni niciodată, dar cel mai bun să câștige. Nu va fi frică de el, nu mi-este frică de el. Motivația mea este că vreau să-mi arăt mie că pot încă o dată să mai câștig încă un meci. O să surprind lumea, adică o să fie un meci plăcut, chiar vreau să fac un meci frumos. Zăroagă mi s-a părut mult mai motivat, are o alură de luptător. Neveu nu văd decât un om de spectacol, un om să se facă văzut mai bine, să fie așa în centrul atenției, un om de amuzament. Nu-l văd luptător sau un cușcă. Antrenează decât mai bine, că îți promit că va fi un meci foarte surprinzător pentru tine. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și că mi-ați rămas în continuare alături și pentru viitorul meci. Sper să câștig, să fiu mereu un învingător. Sunteți cei mai buni și sunteți cei mai forță. Fiți lângă mine acolo. Noua etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! Lasvegas.ro. Participare a fost așa, ca o încercare. Haide să încerc să vedem despre ce este vorba. Am văzut că este plăcut și nu m-a surprins cu nimic. Am crezut că e mult mai greu, dar mi s-a părut foarte ușor. Și am zis că trebuie ceva mai puternic și ceva mai pe talia mea. Să am pe cineva care să-mi țină frâu, ceea ce vreau să arăt eu. Gal. Mihai, după meciul cu Iasmin, se pare că nu și-a luat destulă bătaie pe cât a trebuit și imediat m-a și provocat pe mine. El a provocat un nume mai mare decât Fakhiru, l-a provocat pe Sandu Lungu și dacă Sandu Lungu nu i-a acceptat, s-a gândit că Fakhiru este la fel de bun și de bătăios ca Sandu Lungu. Atunci eu sunt aici pentru tine, Mihai, și îți voi da ceea ce cauți, adică bătaie. Adversarul meu este mai tânăr, este cu 20 de ani mai tânăr ca mine, dar el se va baza pe tinerețe și mă voi baza pe experiență. Și atunci să vedem care va avea de câștigat la sfârșit. Meciul cu Iasmin a fost, s-a și văzut că n-a avut deloc experiență și s-au băgat foarte tare în bătaie. S-au băgat foarte repede, s-au luat la pumni
Și de acolo, după prima repriză, deja erau morți amândoi, adică își căreau punga, își căreau degeaba, că de fapt nu mai avea forță niciunul. Niciunul dintre ei nu mai avea forță. Dacă intri direct să te rupi în două, să cam termine de prima repriză, nu poți să mai faci nimic în a doua și a treia. O să fie o pregătire mai intensă, pentru că dacă este mai tânăr decât mine, vă dați seama că trebuie să compensezi prin asta. Va fi o intensitate puțin mai mare de data asta. Mihai, nu știu dacă ai luat o bătaie de mic și până acum cât o să-ți dai ție în cușcă. Pune mâna și te antrenează, că am înțeles că ai dat cu chiulul pe la antrenamente pentru meciul trecut. Cu mine n-ai cum să mai faci de-astea, pentru că îți iei nana. Îți iei nana și te va durea. Nu știu cât a durut acum la meciul ăsta, dar de data asta te va durea foarte tare. Că Fakirul, ai văzut, Fakirul nu dă 200 de puni, dă 1 sau 2 maxim. Dar ăla dacă l-a dat, Doamne miluiește, știi cum zic ăștia. Așa că ai grijă. Suntem din ce în ce mai antrenați și o să arătăm din ce în ce mai multe. Fiți alături de noi, că veți vedea lupte mari și puternice. Mă pregătesc intens. Pentru gala trecută m-am pregătit foarte puțin. Pentru această gală mă voi pregăti 4 luni de zile. Voi da tot ce este mai bun să-mi pun adversarul jos din prima repriză. Fakiru, antrenează-te din greu să rezici măcar o repriză, pentru că vreau să fac un meci la fel de frumos cum am făcut și cu Yasmin. Nu să-ți dau somn din primul punct sau să bați, să fugi pe acolo de mine. Antrenează-te! A fost o experiență unică, de asta vreau să o și repet, pentru că a fost o experiență foarte plăcută. A fost un meci foarte greu, s-a și văzut chestia asta acolo în cușcă. Am avut un adversar pe măsură, s-a ținut bine. Psihicul contează cel mai mult. Dacă tu gândești că poți, vei putea 101% să dai tot ce este mai bun. Dacă tu te gândești că nu poți, renunți, nici măcar nu încerci. Bătaia pentru mine, pot să zic doar că mereu mi-am bătut dușmanii ilegal, dar acum a venit momentul să-mi bat dușmanii legal. Eu cred că Fakirul va pierde în prima repriză. Ori îi dau knockout, ori bate, renunță. Mă bazez pe mine, pe brațe, pe picioare, la sol și voi da tot ce este mai bun din mine. Avantajul meu este că sunt foarte tânăr, mult mai tânăr decât el. El deja este un moș care ar trebui să stea acasă să-și crească nepoți, nu se bată în gale. Motivația mea este să ajung cât mai departe, pentru că merit acest lucru. Am trecut prin foarte multe greutăți, o satisfacție de mândrie. Când merg pe stradă, merg cu capul pe sus. În trecut am fost foarte criticat, mergeam numai cu capul plecat. Iar acum a sosit rândul meu să merg cu capul pe sus și să se uite alții cu invidie la mine. Ați văzut, fraților, la primul meci, a fost un meci spectaculos, vreau să-mi fiți alături mult mai mulți de data aceasta, pentru că vă promit că și meciul ăsta va fi câștigat de mine. Noua etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! Vegas.ro. Salut, sunt Ioni, pentru cei ce mă știu din 2003 până în 2013 și John Băia Bun din 2013 până acum, cât suntem, 2022, nu? Dacă nu mă luptam la RXF, mă luptam pe stradă, cred. Noi ne-am tot dat injecții cu băiatul ăsta, Ogi Kissball, Ogi Andobol, Largareta, Tom de Gețel și cum îl mai poreclesc eu, pentru că s-a luat
de Alex și de toată brigada. Deci dacă s-a luat de Golden Boy Society, indirect m-am simțit și eu, nu fiind în aceeași brigadă. În ultima gală eu l-am provocat. El vrea să se bată cu Gianu, pe care i-am zis să se bată cu mine. A acceptat, nu mă bat eu. Viața m-a antrenat. Da, am început de vreo lună jumate, am început antrenamentele cu Roger Bogdan. E bătaie ca pe stradă, decât că e la o numită limită. Care-s calitățile mele? Am inimă, am caracter, am alonja mai mare și nu sunt, era să zic, nu sunt bulangiu. Da, nu sunt bulangiu. Motivația e să bat pe fraierul ăsta, poclit. Prin interjecția asta am spus tot. Ce părere să am despre el? Una proastă, bineînțeles, cum ar trebui să aibă toată lumea, o părere proastă despre mincinosul ăsta. Că e sportiv și că e mafiot, e și gangster, e și gigolo, e de toate nebunul. Vreau să-l demontez. Eu stă la care îți încheie cariera și sportivă și muzicală și de gangster, de pe stradă. Să te speli pe degete înainte să spui mânușile alea, mâini, că nu e așa. Și să te mai speli și la sub braț în caz că ne luăm în brațe, înțelegi ce zic? Băi, o să fie spectacol meciul ăsta. Vă invit să urmăriți gala, să cumpărați biletele, să mă susțineți. Depinde ce alegeți, adevărul sau minciuna. Vreți să luptați, să vă uitați cum lupt pentru adevăr sau vă uitați la mincinosul ăla? Șeful s-a întors, poți să spui, să rămână OG-ist Bull, artist internațional, boxer de performanță. Am făcut box de performanță timp de 10 ani. Înainte de a face box de performanță, am făcut 4 ani de Muay Thai. Totul a început de la un beef muzical care pe parcurs a devenit ceva personal. Adversarul meu, în primul și în primul rând, este unul dintre cei mai mari clouteri din ultima vreme. Vorbește prea mult. Sper să se antreneze pe cât vorbește în ultima vreme. Nu am un mare respect pentru el, nici pentru muzica care o face. O să-l aștept pe 21 februarie în cușcă să rezolvăm această problemă. Am început pregătirea la Roma împreună cu antrenorul meu Matia Pilegi, Montesacro Box. Vom face o pregătire specifică pe partea de box, dar și pe partea de Muay Thai. Unul din principalele avantaje va fi cu siguranță răbdarea, în al doilea rând experiența, în al treilea rând tehnica de brațe, care cu siguranță o să fie superioară. Cred că meciul nu va dura mai mult de 2 reprize, dar asta dacă reușește să treacă de prima. În primul și în primul rând, nu uita că trebuie să-mi faci plata pe promovare și în afară de asta poți să-mi spui tată, poți să-mi spui dumneavoastră, poți să-mi spui legendă. Șeful s-a întors, poți să spui să rămână. Poți să spui knockout. Golanilor, vă aștept pe 21 februarie la gala Eric Sef pentru a mă susține, pentru a vedea cel mai șmecher meci și în același timp cel mai frumos knockout. Noua etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! Vegas.ro. Mă cheamă Dedu Tatiana, cum o știe toată lumea, de Tatiana.
am 18 ani jumate, locuiesc în Buzău și am brandul mare. M-am privit în oglindă așa și am spus să mă apuc de TikTok să devin o vedetă mică. Nu, de fapt mare. Am zis că dacă tot sunt sexy, să pornesc în mediul online. A fost o dorință de-a mea și mai ales o onoare să reprezint RXF. A fost un vis de-al meu care mi s-a îndeplinit. Am provocat diferiți oameni, chiar și pe managerul meu Cătău. Nu a avut prea să se bată cu mine, așa că cei de la RXF au hotărât să scoată leul din mine. Am început antrenamentele, mă voi pregăti în forță, să fiu și eu o forță. Cea mai cunoscută și controversată este lupta de stradă. Adversara mea este o puicuță sexy, care o să o învăț să tundă oile mai bine decât de tundea înainte. Și o rog frumos să nu se dea în talente la mine, că îi dau bărbia jos. Nici nu-mi pasă dacă e pregătită sau nu, eu știu ce poate Tatiana. Și avantajul meu este corpul meu, mare și atlet. Îi dau din prima să cadă. Motivația mea va fi managerul meu, care este mândru că am ajuns aici, Cătău, și sora mea. Caracteristica mea, cum am mai spus, sunt sinceră, sunt sexy și sunt și smardoaică. Nu regret nimic din tot ce am făcut și consider că totul s-a întâmplat pentru că Dumnezeu mă iubește și mi-a arătat nenumărate lecții. Susțineți-mă și aveți încredere în mine că nu o să vă dezamăgesc. Primul susținător al meu va fi Dumnezeu și după oamenii dragi mie. Cel mai important lucru în cușcă este să ții garda în sus. Bătaia pentru mine e spirit liber de a te exprima, un mod de a te descărca când ești nervos. Când ești nervos, te descarci, dai cu pumnul. Un prilejul de a face corpul ăsta de invidiat și de mai invidiat. De a fi și mai sexy decât sunt, de a mă place femeile și mai mult decât mă plac. Salutare, mă numesc Elena Ruxandra, sunt din Timișoara. Am ajuns aici prin TikTok. Chiar îmi doream să lupt într-o gală de MMA și mi s-a îndeplinit visul. Bătaia e ruptă din rai. Pentru mine bătaia e ruptă din rai. În general nu sunt o persoană violentă, dar de dragul sportului mai facem și mici excepții. Sunt foarte încrezătoare pentru că, în primul rând, știu ce pot. Dacă era să fiu speriată sau ceva, nu acceptam de la bun început. În cușcă cred că o să simt multă presiune. Sper să ies de acolo bine, învingătoare. Majoritatea urmăritorilor mei sunt încrezători de mine, știu că o să ies învingătoare. Dorința de a mă bate și a intra aici e pentru că mie îmi place foarte mult sportul. Și nu în general doar sportul ăsta, orice fel de sport. Toată lumea care mă iubește presupun că o să mă susțină la meciul acesta. Un mesaj pentru adversara mea, îi urez spor la antrenamente și să intre în cușcă cu mine cu putere și încrezătoare pe ea, că va ieși bine de aici. Ce părere să am? Este foarte răutăcioasă verbal, cu sufletul nu. Cel mai bun să câștige, să vedem ce poate atâtea cât și eu. N-am ce să caut cu ea la sol, în primul rând. Mă acces pe lupta în picioare cu adversara mea și o să evit lupta la sol cât pot de mult. Eu cred că va fi un meci scurt. Din punctul meu de vedere, nu cred că o să stăm mult în meci. Vă invit să urmăriți acest meci. O să fie un meci palpitant și sper să vă placă. Eu sper să țină numai o rundă. Acum, dacă ține mai multe, rămâne de văzut. Noua etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! LasVegas.ro. You under my skin, closing up to the edge, and the story that spins at the end of the stage. You think you know.
Bună, sunt Kinga Queen, am 23 de ani și sunt foarte minionă. Îmi doream foarte mult să mă bat într-o gală de MMA și visul a devenit realitate. În gala de pe 21 februarie o să mă bat cu Roxana Țuțu. Ce părere am despre adversara mea, doresc aici să mă abțin. Țuțu este oglinda mea, sincer. Așa mă comportam eu timp de 8 luni înainte, gen în Casa Iubirii. Și horror, mi-e milă rău de tot de ea. După ce am ieșit din Casa Iubirii, am avut o perioadă foarte proastă, am intrat într-o mică depresie și mi-am dat seama că nu este ok cum mă comport cu ceilalți și îmi făcea mie rău. Am devenit o persoană mult mai calculată, mai calmă și înainte de a acționa, m-am gândit, e bine sau nu. Avantajele mele față de Roxana, sau ce am eu în plus, este creier. Pe lângă forță și viteză. Emoțiile mele au apărut în momentul în care am acceptat lupta și cu siguranță până atunci o să învăț să le stăpânesc. Avantajele adversarei sunt cele 7 luni de pregătire pe care i-a avut înainte, plus înălțimea și greutatea. În cușcă contează cel mai mult să fii foarte bine psihic, să fii pregătit și să ai o gândire că băi, am venit și dau tot ce trebuie, chit că voi câștiga sau nu, eu sunt acolo să dau tot ce trebuie și să fiu foarte atent și cu un pas înainte adversarului și să nu uită strategia cu care am venit de acasă. Prietenii mei sunt primiți că am acceptat o gală de MMA. Unii mi spun, măi fată, ce ți-a fost în cap să participi acolo? Unii spun, băi, o să te bată fata aia pentru că este foarte agresivă. Alții spun, măi Kinga, bravo ție, ești forță și cu siguranță o să fie bine după gală. Antrenamentele mele merg din ce în ce mai bine. Și am început să mă îndrăgostesc de MMA. Sportul pentru mine înseamnă totul, viață, eu. Mă regăsesc pe mine acolo, sunt doar eu cu mine și lucrez atât să arăt bine. Am început să mă iubesc din ce în ce mai mult, lucrez și psihic și am o încredere mult mai mare în mine. Un mesaj pentru adversara mea, nu că mă subestimez, dar iată-mă aici, așa cum mă vezi, o să mă prezint în gala de pe 21 februarie. Și apropo, pisicile umblă peste tot și da, le umblă la circ, dar vând calitate, nu știu ce să zic. Cât crezi că va dura meciul? 2 minute și 43 de secunde. Dragii mei, vă aștept într-un număr cât mai mare să-mi fiți alături. Voi sunteți motivația mea de a lupta până la capăt și vă promit asta. Hello, dragilor! Sunt Roxana Mihaela Țuțu, în vârstă de 23 de ani. După cum bine știți, debutul meu a început încă din cadrul emisiunii Puterea Dragostei, după care pot spune că am acumulat o experiență destul de vastă în lumea TikTok-ului, dacă pot spune așa. Toți cei care mă știți și mă cunoașteți sunt acolo pentru a vă aduce vouă zâmbetul pe buze. Mă cunoașteți, mă iubiți și mă respectați pentru naturalețea pe care eu o dețin și sper să pot să duc chestia asta până la capăt, să nu vă dezamăgesc. Eu sunt genul de persoană care nu spun niciodată nu provocărilor noi. Consider că este o experiență care mă poate ajuta să mă cunosc atât pe mine, cât și limitele pe care le am. Nu consider că sunt încă în stadiul în care mă cunosc total, dar văd pe ce trece că prin experiențele pe care le tot desfășor, încep să mă cunosc din ce în ce mai mult. Și de ce nu am ales să lupt și în această gală? Nu sunt de acord cu violența, dar drept dovadă uneori sunt una dintre cele mai violente persoane pe care am putut să le cunosc eu în viața asta. Uneori sunt dezamăgită și eu de mine. Nu încurajez violența, dar mă gândesc că și chestiile astea vin cu un bagaj din spate. M-am bătut chiar de foarte multe ori. Nu îmi face cinste să spun chestia asta. Acum vă dați seama că mi-aduc aminte și mi se pare amuzant pentru că sunt niște momente ale copilăriei mele. M-am bătut și cu fete, m-am bătut și cu băieți. Eu când terminam orele de la școală, nu mă duceam cu fetele să beau un suc, mă opream cu băieții și făceam lupte în șanțuri, ca să înțelegeți. Deci sunt, le spun cu zâmbetul pe buze pentru că, într-adevăr, sunt niște amintiri frumoase. Kingăi nu-i pot spune decât atât. Am încercat să fiu drăguță, indulgentă. Dar mi-ai adresat în online câteva cuvinte care m-au deranjat și inclusiv faptul că nu mi-ai dat dreptul la o a doua rundă. Ai grijă ceea ce spui și uneori când îți sapi singură groapa, o să cazi singură în ea. Așa că ai mare grijă, pentru că eu o să fiu aici ca să vadă toată lumea cum tu vei pierde. Nu consider că este o adversară pentru mine și nu neapărat pentru că vreau să fiu răutăcioasă. Nu consider că am un meci cu ea, consider că meciul ăsta o să fie cu mine. Prin am o cunoaște pe mine și am depășit limitele mele. Ea doar s-a nimerit să fie victima acestui meci. Vă garantez că o să fie un meci pe cinste și nu o să permit nicio înfrângere. Totul o să iasă cu victorie la adresa mea.
Bună seara, dragii mei, sunt aici alături de Tatiana, mult așteptatul meci al Tatianei. Cum te simți? Sunt din punct de vedere psihic ok, din punct de vedere fizic ok, din punct de vedere al rezistenței ok și din punct de vedere al, nu știu, al înfățișării mele, e foarte ok, sunt sexy. Ești minunată, Tatiana, și cred că am eu mai multe emoții decât tine, nu? M-ai întrebat dacă am emoții pentru tine. Am emoții pentru tine. Sinceră să fiu, cred că va fi unul dintre cele mai interesante meciuri ale serii. Și cele mai ușoare meciuri, cu toate astea. De ce spui asta? Pentru că am luptat de-a lungul vieții cu viața, așa că nu mi-e greu să lupt cu un om. Vei încerca să-i dai knockout și să termin meciul repede, să înțeleg. Nu, o să mă joc cu ea. Șoarecele și pisica. Ok, asta e adevărat, cum am mai spus. Tatiana, aș vrea acum, înainte de meci, un scurt mesaj pentru fanii tăi care te privesc și care de-abia îți urmăresc meciul. Fiți atenți, să învățați asta la mine. Câinii latră, ursul merge. Și aveți încredere în mine. Sunt eu grăsuță, dar mă mișc bine. Vă pupă toți panaramiștilor. Și vă pupați și pe prezentatoare, că e foarte frumoasă și sexy. Așa, Tatiana, și acum spune-le celor de acasă unde pot să vadă meciul. Pe RxF Live, puteți vă da pe în SMS la 7246 sau puteți să plătiți 10 euro să vedeți gala cum mă bat. Dau pumn de-astea. Vă pup! Și eu te pup, Tatiana, mult succes! Etapa tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! Exclusiv pe lasvegas.ro. Fii pregătit, că mai este puțin. Vicenzo, mult succes, pregătește-te foarte, foarte bine, pentru că o să ai o surpriză. Nu o să ai nicio șansă să câștigi, îți garantez eu. Nu știi ce ascunde moldoveanul în spatele la ăștia doi. Că nu intru în cușcă, mă duc la război. Mă numesc Darian Vicenzo, sunt instructor de fitness. Lumea mă știe de un om ambițios, un sportiv de performanță. N-am făcut nimic să devin faimos decât prezența care o am. Fizicul meu și tatuajele mele și faptul că inspir foarte multă lume să ajungă să aibă un fizic și tatuaje cum le am eu. O pasiune pentru mine, mi-am râs de mic copil, a fost visul meu să fiu tatuat tot corpul și consider că mă reprezintă perfect. Sunt fan UFC și acum mă bucur că am făcut asta și la noi în România, cu gala RxF. Am fost provocat de atâtea ori de anumite persoane și am acceptat o singură provocare de la o persoană care eu consider că este adversar pe măsură. Prima oară n-am dat importanță pentru că nu am crezut că o să se ajungă vreodată să fie serioasă treaba. Dar acum am zis accept pentru că îl văd un atlet ambițios la fel ca mine. Lumea cred că se așteaptă foarte mult să vadă meciul acesta între doi culturiști. O să mă antrenez foarte mult pe cardio, să am foarte multă rezistență pentru că am văzut că e și un adversar foarte mare și când ai o greutate mai mare este mai greu să ai rezistență. Deci problema nu va fi pe tehnică sau pe putere, va fi pe rezistență. Cred că este foarte important să fii sigur pe tine, să nu-ți fie frică să încasezi și să te duci orice ar fi, la câștig, la victorie. Fac sport de mic copil, am făcut aproape toate sporturile posibile și singurul sport care m-a pasionat și încă mă pasionează este fitness-ul. Că nu intru în cușcă, mă duc la război. Fii pregătit, că mai este puțin și timpul trece repede. O să fie o luptă foarte grea. Și nu o să ai nicio șansă să câștigi, îți garantez eu.
că o să fie un meci cu mult sânge și vă garantez un spectacol frumos. Veniți cât puteți de mult, cumpărați bilete, sunteți bineveniți să vă vedeți și în cușcă. Va fi foarte rapid. Nu cred că o să avem timp să discutăm prea mult. Cred că dăm noroc și ne băgăm la somn. Ori ești viu, ori ești mort. Salutare tuturor, sunt Bogdan Mocanu, sunt din Bârlad, dar locuiesc în București de 5 ani de zile. Am devenit cunoscut, să zic așa, mai mult sau mai puțin, prin prisma participării la o emisiune televizată, după care am început o carieră în muzică, iar mai apoi televiziune, vloguri și tot ce ține de social media. Foarte multă lume activează în mediul online mai nou, dar eu cred că sinceritatea, modestia și, nu știu, faptul că oamenii se pot identifica cu mine au reușit să mă scoată cumva în evidență în comparație cu restul celor care activează pe social media. Este prima oară când particip la o gală de acest gen, trebuia să particip și la prima gală și la a doua gală, însă consider că abia acum adversarul pe care o să-l întâlnesc în cușcă, în gala de pe 21 februarie, îndeplinește cumva standardele celui pe care vreau să îl înving. Deoarece sunt foarte competitiv, nu l-am provocat eu, nu știu dacă m-a provocat el, pur și simplu mi s-a propus și am acceptat fără să-i zic. După părerea mea, cel mai important în cușcă este gazul și trebuie să fac foarte mult cardio pentru a rezista, să zic, la capacitate maximă în cușcă 3 runde și cred că asta va fi, de fapt, provocarea. Va trebui să renunț la o mare parte din masa musculară pe care am asimilat-o în tot acest timp. Am în momentul ăsta 105 kg. Și mi-am propus să ajung undeva la 95-90 kg prin cardio și prin deficit caloric. Avantajele mele în fața adversarului ar fi că sunt de la țară și sunt călit, să zic așa. Din câte am văzut, adversarul meu este mai înalt decât mine, l-am văzut și cum dă la sac. Nici eu nu sunt expert la dat la sac, să zic așa, dar am reușit să-l cântăresc așa din priviri și cred că faptul că este înalt o să-mi aducă foarte, foarte mult avantaj și faptul că este mai lat decât mine, să zic așa, o să-mi fie un avantaj pentru că o să pot să mă mișc mult mai repede decât el și voi avea mult mai mult gaz. Păi, în primul și în primul rând, banii sunt cei care mă motivează pentru că ăștia sunt easy money. În al doilea rând, o fac pentru urmăritorii mei care mi-au dat tag într-un milion de TikTok-uri și videoclipuri în care spuneau că ar trebui să mă lupt în galele RXF. Și în al treilea rând, deja a devenit o chestie de orgoliu, vreau să demonstrez tuturor că buturuga mică răstoarnă calul mare și nici măcar nu contează mărimea într-un sport de genul, ci contează forța, tehnica, gazul și multe alte chestii. Așa am fost educat de mic și întotdeauna mi-a plăcut să țin cu cei mai slabi, așa că, Vicențiu, mult succes, pregătește-te foarte, foarte bine pentru că o să ai o surpriză, nu știi ce ascunde Moldovan în spatele la ăștia doi. Să știți că și pentru voi fac chestia asta, așa că am foarte, foarte mari pretenții de la voi să mă susțineți în gala asta. Este prima oară când particip la o gală de acest gen, așa că am nevoie de susținere maximă ca să stau bine pe psihic și după de acolo știu eu ce să fac. Noua etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! LasVegas.ro. Salut, numele meu este Raul Dan. Am ajuns să lupt în RXF datorită publicului. Am devenit cunoscut prin tehnicile mele de autoapărare și de arte marțiale. Sunt nebun după sport, îmi place toate artele marțiale, toate sporturile.
tot ce înseamnă bătaie. Am avut mai multe provocări lansate de care n-am avut niciun răspuns și desigur că da, cum să nu, l-am găsit pe acest băiat sportiv, George Zănoagă, care mi-a acceptat provocarea și suntem aici. Vreau să intru în cușcă, să dovedesc publicului meu cine sunt cu adevărat și să-mi dovedesc mie de ce sunt în stare. Adversarul meu, un adversar foarte bun, masiv, are toate calitățile, să zicem așa, dar cu cât este mai bun, cu atât mă face mai tare. Avantajele mele vor fi tehnica și viteza. Avantajele lui sunt niște kilograme în plus pe care le are, cu siguranță, și nimic mai mult. N-avem scuze. Sunt o persoană foarte ambițioasă și tot ceea ce îmi propun îmi iese cu brio. Mă întâlnesc pe mai multe baze, pe box, pe jiu-jitsu, pe judo, pe toate sporturile posibile. Pentru că în cușcă nu știi ce te așteaptă și trebuie să fii pregătit pentru orice. Cel mai important acolo este să-ți menții emoțiile psihice, să ai foarte multă rezistență și să-ți duci la capul scopul cu care intri. Favoritul cred că va fi el, din cauza că a mai luptat înainte, din cauza greutății lui, din cauza palmaresului pe care îl are. Urmăritorii mei au o părere bună despre mine, din partea lor sunt câștigător și aș vrea să nu-i dezamăgesc. Așteptăm de 2 ani de zile acest meci, a sosit momentul să luptăm și vă aștept pe toți să urmăriți meciul între Raul Dan și George Zănoagă. Va fi un meci foarte tare, foarte dur, eu aș vrea să-l duc repede și jos și pum! Bună seara, Vicenzo, cum ești? Bine, te-am găsit. Foarte bine. Fericit că se întâmplă în seara asta. Aștept partiu după cu victorie, să fie totul frumos. Te gândești deja la partii? Eu mă gândesc deja la victorie și să celebrez victoria care urmează. Bineînțeles că asta așteptăm și noi, să vedem rezultatul, victoria ta, victoriile tuturor celor care vor ieși câștigători, bineînțeles. Aș vrea un ultim mesaj pentru fanii tăi. Vă pup să aveți încredere în voi, să știți că într-un om cu minte se află un animal furios. Nu uitați să vă uitați la Pay-Per-View în seara asta la meci și să mă susțineți. Vă pup și vă iubesc. Îți mulțumesc și mult succes! Mulțumesc! Ca să spun așa, am ajuns să lupt în cușcă datorită adversarului meu care m-a provocat, Raul Dan. Provocarea a venit acum o lună și ceva, pentru că cu 3 luni în urmă eu mi-am dorit să intru în această promoție. Am făcut niște TikTok-uri, îmi căutam un adversar, la rândul lui și Raul Dan își căuta un adversar, însă pe parcurs se pare că Raul Dan a primit niște tag-uri cu numele meu, prin care lumea îi cerea să facă un meci cu mine, iar de acolo el a început provocarea către mine, eu i-am răspuns și de aici a început acest eveniment frumos, pe care cred eu că o să-l câștig. Nu ne cunoaștem personal, l-am văzut doar pe TikTok, urmează să ne cunoaștem și live. A făcut ceva sport de contact când era mic, chiar am înțeles că și Krav Maga, lupte, box și așa mai departe. Deci este un adversar puternic, pregătit, nu o să-l subestimez și o să-l iau foarte în serios. Antrenamentele le-am început, încep ușor, ușor să-mi intru în formă, abia aștept să mă simt 100% strong. Avantajele mele sunt explozia, forța și viteza. Și pe lângă asta, inima. Motivația mea în primul rând este cea mică, pentru că vreau să fie mândră de mine. Doi la mână este publicul, pentru că le-am promis un spectacol adevărat, un meci frumos. Și trei la mână este să trec prin adversarul meu și la propriu și la figurat. Raul, pregătește-te bine, pe 21 februarie vine tancul. Bum! Îmi doresc... Bună, Roxana, cum ești? Este mai puțin de o oră până la începerea marelui meci. Bună seara! Când am plecat de acasă aveam emoții, dar acum abia aștept să intru. Sunt foarte, foarte pregătită. Am văzut că ai o coafură cu adevărat specială și vreau să te întorci să o vadă și cei de acasă. După cum puteți vedea, în părul ei scrie RXF, Real Extreme Fighters. Am să fie ceva specific și, bineînțeles, să fie de neuitat atât frizura cât și eu. Și bineînțeles că din seara aceasta ești și tu un Real Extreme Fighter. Te simți așa? Da. Mai mult ca niciodată, pot spune. Aș vrea un ultim mesaj pentru cei de acasă, pentru toți susținătorii tăi și bineînțeles să le spui și unde te pot urmări cu meciul.
Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine încă de la început. Promit să dau tot ce pot, să fiu cea mai puternică și promit să nu vă dezamăgesc și să ne urmăriți, să fiți live pe canalul de la RXF de la ora 20. De la ora 19:30. 19:30, sistem pay-per-view. Exact, pay-per-view sau în continuare, sau se e live acum? Nu. Nu e live. Bun, dacă nu e live nu mai contează. Cele și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel. LasVegas.ro. Vedete după vedete aici pe covorul roșu de la RXF Gala cu numărul 43. În dreapta mea l-am pe Albu Filip, iar în stânga mea pe faimosul Cedi, bineînțeles. Cum sunteți în seara aceasta? Team Vicenzo. Eu sunt pregătit, Vicenzo e pregătit și zicem că o să câștige. Pun pariu și am pus și la pariuri cu treaba asta și vă recomand să puneți la pariuri pe Vicenzo. Cedi, tu ai pus la pariuri? Da, am pus pe Vicenzo. Normal, normal, cum am zis și data trecută în podcast. Eu zic că o să câștige, 100%, n-are cum să nu câștige. Uite, aș vrea pentru toți telespectatorii de acasă un mesaj înainte de începerea marelui meci. Parat pe Vicenzo. Și în momentul de față să plătiți pay-per-view ca să vă uitați la meciul ăsta, că mie mi se pare cel mai bombă meci din seara asta. E 10 euro, intrați să vedeți meciul. Meciurile, de fapt toate. Pe LasVegas.ro. Prima mea experiență în cușcă pot spune că a fost un sentiment de nedescris, o experiență unică. Nu am avut nicio emoție în cușcă. Din momentul în care am intrat în cușcă cu adversarul meu, fostul meu adversar, am fost mai mult nervos pe el decât să am vreo emoție. Am fost ales să lupt a doua oară datorită faptului că am câștigat și tind să cred că am făcut unul dintre cele mai bune și frumoase meciuri. Faptele au demonstrat tot. Am terminat meciul în prima rundă, am început antrenamentele. De data aceasta va fi un meci mult mai greu, nu vei subestima adversarul. Este cu mult mai puternic decât cel pe care l-am avut meciul anterior și sunt conștient de faptul că va fi un meci destul de greu. Vă pot spune 100% că voi da tot ce pot. Meciul lui a fost unul destul de bun, destul de multă tehnică. S-au luptat amândoi la fel de bine, doar că se pare că a avut mai multă experiență Bârzu. Motivația mea este că vreau să demonstrez atât mie cât și persoanele din jurul meu că pot face față oricărei provocări. Cea mai mare reușită a mea este cea de a intra în cușcă, visul pe care l-am îndeplinit. Am de gând să continui în acest sport, în acest domeniu, fiindcă pot spune că sunt obsedat de luptele în cușcă. Principalele calități ale mele sunt atitudinea, alonja și dexteritatea. Donald, îți recomand o programare la Logoped, fiindcă nu înțeleg absolut nimic de ce îmi vorbești cu mine. Iar pentru cei de acasă, dacă vreți să vedeți fapte, nu vorbe, vă aștept în data de 21 februarie pentru a vedea un meci pe cinste. Abonați-vă și ai bun, că am să dați un mesaj
Băi, eu, pe aceste ce, acelea să te, o știi și tu, o ai un dat de șambu. Dacă ce-o putea te gămeți de mai trebuie să o scădea și mi-o ai, o să putea ce va fi mult mai mult pe acea ori. Pentru o mare ori este un dat de șai, o de la piață să roșu și bătă. Va fi un meci, bubuleră, nu mi-e fie de bătăie, o să mă dumeleu pistie. Vreau să fac o arenă frumoasă și vreau să fiu ori mai sus, pentru o mămeție, dureță și nebunie. O să fie jadea cu tine. Pe aceste ce o să-mi pătulești nasul, vreau să fiu mă susține ce nu mă pot mai mare, dar am văzut metrul meu precedent, vreau să. Noua etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! Vegas.ro. Salut, eu sunt MNM și astăzi voi vorbi despre prima mea experiență în RXF, acolo unde totul a decurs exact așa cum mă așteptam. Am fost acceptat pentru gala Next Fighter 2, acolo unde am și câștigat, calificându-mă astfel în gala mare RXF 43, totul fiind condimentat cu antrenamente, sacrificii și accidentări, deci exact așa cum mă așteptam. Acum mă pregătesc de următorul meci în RXF 43, tocmai acolo unde se va încheia această experiență, acest prim sezon, să-i spunem așa, cu o victorie, cu siguranță. Primul pas în cușcă a fost extrem de liniștit, să spun așa. Am fost foarte decis, mai ales pentru că am văzut acel moment ca un simplu pasaj, ca un moment care urma să treacă și care nu mă putea împiedica în a-mi atinge obiectivul. Acum sper să am ocazia să-mi duc la bun sfârșit pregătirea așa cum am gândit-o și așa cum ar trebui să se întâmple. Adversarul meu nu cred că este pregătit pentru meciul cu mine. El susține că este foarte sigur pe sine și se vede câștigător cert, cu toate că în primul meci pe care l-a avut a fost pus în mari dificultăți de un adversar care nu avea nicio pregătire. Nu făcuse niciun antrenament și cu toate astea i-a spart nasul și l-a pus, cum spuneam, în dificultate. De aceea cred că adversarul meu nu este pregătit, nu se așteaptă la ceea ce va urma pe 21 februarie în cușcă cu mine. Absolut tot ce ai în minte că se va întâmpla la meciul nostru, de fapt, va fi exact invers. Avantajul meu principal pentru meciul ce va urma va fi cel mental. Mai exact, sunt foarte conștient de ce adversar am în față și de ce meci ca atare voi avea în față. Singurul dezavantaj pe care l-aș putea avea în fața adversarului meu ar putea fi reprezentat de accidentări. Obiectivul meu este să câștig acest meci astfel încât să pot fi convocat, între ghilimele, pentru RXF 44. Date fiind meciurile pe care le-am avut amândoi la Next Fighter 2, cred că este destul de evident că sunt favorit, dat fiind cum am câștigat amândoi, dar mai ales ce adversari am avut și cum au fost pregătiți aceștia. Am mai promis odată, o fac din nou și pentru RXF 43 și anume pentru susținătorii mei, dar și pentru toți urmăritorii galei, promit spectacol total. Un singur cuvânt cheie. Repet, spectacol total. Atunci când intri în cușcă, poți spune că te transformi, devii alt om și scoți tot răul din tine. A fost o experiență unică. Cred că trebuie să ai sânge, să ai curaj, schimbă chiar și modul de viață. A fost o luptă grea, dar am dat totul, m-am axat.
ca să înving. Adversarul meu a fost un oponent puternic, dar se pare că am fost și mai puternic și mai devotat. Tremantele sunt foarte grele, sparingurile tot mai puternice, așa că sunt pregătit. Probabil nu mă voi mai arunca așa repede în luptă, voi sta, voi analiza mișcările oponentului meu și de-abia atunci voi reacționa. Am văzut meciul adversarului meu, nu mi s-a părut un meciou, forța a lipsit, atât și tehnica, așa că va fi un meci ușor. Nu-i văd niciun avantaj, motivația va fi să fac un meci cât mai bun, cât mai spectaculos și să termin cât mai repede. Vreau să-mi arăt atât mie cât și celor care m-au susținut de ce sunt în stare. Va fi o luptă grea, dar voi fi motivat pentru că la sfârșit voi ști că sunt victorios. Pregătește-te, ia bine și antrenează-te, pentru că atunci când vom intra în cușcă va fi un masacru. Va fi o ploaie de pumni, așa că pregătește-te bine, nu o să ieși viu. Cred că lupta se va termina în prima repriză, probabil va fi vreo un knockout sau un abandon. Am ajuns aici datorită vouă, așa că vă aștept pe 21 februarie să fiți alături de mine în Gala Mare, așa că haideți să fim cât mai mulți pentru a aduce victoria acasă. Noua etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! LasVegas.ro. OG, bună seara. Suntem cu jumătate de oră înaintea marelui meci. M-am găsit. Cum te simți? Mă simt foarte bine, calm, relaxat momentan. Vreau să văd puțin cum e atmosfera, să simt cușca, dar din câte am înțeles, nu a fost permis la nimeni să intre în cușcă momentan, deci puteam să mai întârzi puțin. Da, există vreun motiv anume pentru care ai vrea să vezi cușca? Ca și atunci când se luptă în box și în cușcă, nu vreau să zic, este un ritual. Da, este întotdeauna bine să simți teritoriul, să pășești în cușcă, să simți energia, senzația și de obicei leu dă întotdeauna o tură în cușcă înainte să vadă cum e combinația. O echipă super mare alături de tine în seara asta, am văzut bine, da? Da, momentan am doar colțul cu mine, doar antrenorul meu Mattia Pilegi din Italia, al doilea antrenor Matteo Giunti și băieții din colțul meu. Dar vor ajunge toți ceilalți. Aș vrea acum, înainte de meci, un ultim mesaj pentru fanii tăi, toți cei care ne urmăresc și te susțin. Foamea și ambiția cresc campioni. Vă pup și vă iubesc. Și nu uitați să ne urmăriți. Live, bineînțeles, pe RXF. Live. În sistem. Pay-per-view. Pay-per-view. Toți italienii mei știu deja, românii deja știu. Eu sunt cu gândul la meci deja. Vă pup! Îți mulțumesc mult de tot! Mulțumesc! Etapa tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel!
premiile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe lasvegas.ro. Revendică 200 de rotiri gratuite și trăiește euforia câștigurilor tocmai în Egiptul antic. Creează-ți cont acum pe lasvegas.ro folosind codul ERICSEF43 și începe să câștigi. Etapa tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! Vegas.ro. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe lasvegas.ro. Că 200 de rotiri gratuite și trăiește euforia câștigurilor tocmai în Egiptul antic.
Creează-ți cont acum pe lasvegas.ro folosind codul ERICSEF43 și începe să câștigi! Bună seara, mă aflu aici alături de toți viitorii participanți, de toți viitorii luptători în gala ERICSEF cu numărul 43 și bineînțeles că am să iau pe fiecare la puricat să văd cum se simte și cu ce gânduri intră în această seară. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Cum ești, cum te simți înainte de marele meci?
Sincer, sunt un pic nerăbdător pentru că vreau bătaie, vreau să intru în cușcă, vreau să îmi fac talentul. Ai pregătit vreo surpriză de care vrei să te agăți pentru oponentul tău? Nu, vedem în cușcă. Am tot vorbit așa cu diferiți luptători, diferite vedete și care mai de care mi-a spus că îl așteaptă o surpriză pe oponentul meu. Al meu nu l-așteaptă nimic, l-așteaptă o bătaie bună. Am înțeles. Aș vrea un ultim mesaj pentru fanii tăi și pentru toți susținătorii acestei gale înainte de începerea marelui spectacol și bineînțeles să le spui unde ne pot urmări live. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că au încredere în mine, pentru că mă susțin și sper din tot sufletul meu să nu-i dezamăgesc. Și aici în cușcă vor vedea total alt Raul Dan. Bineînțeles că îi așteptăm alături de noi, haideți să spunem împreună, în sistem. În sistem? Pay-per-view. Pe? Eric Live. Așa că fiți alături de noi. SMS la 7425, repede, cumpărați-vă bilet. SMS la 7425 și ce să scrie în SMS? Raul. Așa să faceți. Îți mulțumesc foarte mult. Mult succes în seara asta. Etapa tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! V-am promis că iau la puricat în seara aceasta toți băieții, atât înainte de meciurile lor, cât și după. Și l-am acum alături de mine pe Alex Bobicioiu, care este la cel de-al doilea lui meci. Cum te simți? Bună, mă simt bine, mă simt pregătit. Sunt puține emoții, deci că n-am cum să mint. E imposibil să mai te cuprind imediat. Dar sper să trecem peste ele până intru în cușcă. Cu siguranță vei trece peste ele, mai ales că tu ești obișnuit. Și uite, aș vrea să te întreb când au fost emoțiile mai mari, la meciul trecut sau la acesta? La acesta. Care este motivul? Nu știu, nici eu nu știu, că la cel de data trecută n-am avut deloc. Mă, dar deloc n-am avut, acum am emoții, dar nu știu de ce, habar n-am, nu știu. E adversarul mai puternic, probabil că de asta, nu știu. Îl consideri mai puternic decât pe Alex Zanaga? Da, îl consider puternic, dar asta nu înseamnă că nu pot să-l înving. Ai emoții poate și din cauza faptului că în aceeași gală va lupta și George Zanoagă, cu care tu ai avut nenumărate conflicte, ca să le spunem așa? Nu, n-am emoții din cauza asta, nu, Doamne ferește, eu am lupta mea, el are lupta lui, nu, n-am nicio treabă, nu, chiar nu. Nu, lăsând deoparte ce s-a întâmplat la conferință, chiar nu mă afectează lucrul ăsta astăzi, nu. Simina este ajunsă, fiindcă n-am văzut-o pe aici până acum. Da, a ajuns, da, un interviu. Este pe aici. Am înțeles. Aș vrea ca înainte de a urca în ring, în cușcă mai exact, să le transmiți celor de acasă, celor care ne urmăresc, celor care te susțin, un mesaj și, bineînțeles, să le aduci aminte unde ne pot urmări. Păi, în primul rând, nu uitați să cumpărați bilete prin sistemul pay-per-view. Așa, sau să dați SMS la 7425 cu codul meu, bineînțeles, și sper să fiți alături, cum a spus și data trecută, și promit, nu o să vă dezamăgesc și o să vedeți un meci foarte frumos și o să fiu învingător. Doamne ajută, e Dumnezeu lângă mine și tot cine trebuie. Doamne ajută, îți spun și eu și bineînțeles că voi fi acolo când vei termina meciul să-ți iau și atunci un interviu, că știu că ție tare îți place când ești din meciuri să dai interviuri. Maxim, da, abia te aștept. Mult succes! We'll be right back.
regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe lasvegas.ro. Revendică 200 de rotiri gratuite și trăiește euforia câștigurilor tocmai în Egiptul antic. Creează-ți cont acum pe lasvegas.ro folosind codul ERICSEF43 și începe să câștigi!
Atenție! Reproducerea, transmiterea, modificarea sau legarea completă sau parțială a conținutului se va face doar cu acordul RXF și a partenerilor implicați. Încălcarea dispozițiilor legii numărul 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe pot angrena răspunderea civilă, contravențională sau penală după caz. Etapa Tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! Vegas.ro. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe LasVegas.ro. Revendică 200 de rotiri gratuite și trăiește euforia câștigurilor tocmai în Egiptul antic. Creează-ți cont acum pe LasVegas.ro folosind codul RXF43 și începe să câștigi! Etapa Tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! LasVegas.ro. You're under my skin, closing up to the edge, no story to spin.
etapă a tombolei Las Vegas te premiază cu un Mercedes GLE și 200.000 de rotiri gratuite. Nu rata șansa de a câștiga unul dintre cele mai luxoase automobile și de a te bucura de jocuri distractive. Învârte acum la Wonder Wheel! LasVegas.ro. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe LasVegas.ro. Revendică 200 de rotiri gratuite și trăiește euforia câștigurilor tocmai în Egiptul Antic. Creează-ți cont acum pe LasVegas.ro folosind codul ERICSEF43 și începe să câștigi! Alright, ladies and gentlemen, bine v-am găsit, suntem în On The Card, ERICSEF43, bine te-am găsit și bine ai venit aici. Ladies and gentlemen, să începem această seară, suntem live pe YouTube, începând cu 19.30 și începând cu orele 8, vom fi pe pay-per-view pe ERICSEF.ro. Așadar, ladies and gentlemen, hai să începem această seară cu prima luptă. Are you ready? Bar, dar înainte, avem o surpriză pentru voi, ladies and gentlemen. L-avem pe MGL in the house. Are you ready? Let's go. Bună seara, ERICSEF. Nu ești real, iar vedem a fi eu. Cine te crezi, mama?
fi ai acuza. Ești doar săgeat, nu șmecher, gata, ți-ai găsit scuza. Sană de piatră, un repor, vă simt ca meduza. Se bâlbuie într-un ale, pe rup și umflă buza. Si, turbulețe, intrăm în măta. Bagă sex bombastic, carul meu, gata, mi-a dat nota. 10, 10, 10, că ea sparte, ne-are morga. Am să dragi de beci, că o dat să-ți mai mii să-mi soda. Văd unul judă ceasul în aroganțe, altul care nu știu cât în brațe. Șmechere ai fără o felație, prostii mei scoasă în față să pătească o populație. One shot or two shots or three shots ca un shotgun. Scui gloanțe pe tobe, tu bate ca DMX. Ai bătăc, dau slam dungeon, Kobe Bryant. Când juca la Lakers, ție nu-ți vine să crezi, yeah. Cu bag note malin, pe cine pula mea mi-s băie Mr. Bean. Stai afară până termin, vezi una alta după ce ne gordim. Mă concentrez să îmi iau film, coboară puțin, ma. De la nivelul la care te crezi, nu fii cretin. Nu stau cu un extendon bend-o, dar totuși pot să te scot la interval. Nu ești reala, iar vedea mafion. Cine te crezi, ma? Mafia e acuza, ești doar săgeată, nu șmecher, gata, ți-ai găsit scuza. Sană de piatră, un rapper, mă simt ca meduza. Se bâlbuie într-un al, îmi derup și umflu buza. OG, gata, ta stric muie, gata, scoconia. Cu fumez ciocolata, acuna m-a dat, fac saltul. S-ar trepte, dați multe la număr, deja mă ia capul. Nu le mai ies combinațiile, bă, și te apucă cântatul. Bene, suficient să înțelegă. Atenție, ai ce vor de fac. Nu știi de frustrare, regret, sacrificiu, respect, de-asta ești ușor de controlat. Omul prost se laudă, vorbește despre alții și se dă frate cu toți. S-a umplut România de șmecheri și mafioți. Faci pula mare, dar dintr-un cazan pe patru roți. Ți-arunc direct o flamă, n-o sclavul învață să te porți. Frumos, dar gata, bate-ai gongul degeaba. Încerci să fugi cu sugea mei, nu știu oricum ce joacă. Când apare garda, ți-a dispărut brigada. Și după ea îi numești frați. Mă concentrez să îmi iau film, coboară puțin, ma. De la nivelul la care te crezi, nu fii cretin. Nu stau cu un extendum bendo, dar totuși pot să te scot la interval. Nu ești reala, iar vedea mafion. Cine te crezi, ma? Mafia e acuza, ești doar săgeată, nu șmecher, gata, ți-ai găsit scuza. Sană de piatră, un rapper, mă simt ca meduza. Se bâlbuie într-un al, îmi derup și umflu buza. Seara, dragilor, și bine ne-am reîntâlnit în această gală spectaculoasă, gala RXF cu numărul 43, având sponsor principal Las Vegas. Sunt Lavinia Mihaela Târzianu și alături de colegul meu Ștefan Ciuculescu suntem gazdele de prezentare în această seară. Ne bucurăm să fiți într-un număr atât de mare alături de noi pe canalul de YouTube Live, pentru că dați-mi voie să vă spun, primele două meciuri sunt gratuite, dar mai aveți timp la dispoziție să vă achiziționați bilete în sistem pay-per-view pe www.rxf.ro. Ștefan, ai cuvântul. Da, bună seara, dragii noștri, și bine ne-am regăsit în această seară. O seară pe care cu toții o așteaptă cu sufletul la gură, pentru că va fi o seară spectaculoasă, așa cum știți foarte bine că doar RXF face acest spectacol. În această seară vom începe cu două meciuri cu câștigătorii de la Next Fighter 1 și Next Fighter 2. La Next Fighter s-au putut bucura cei care ne urmăresc de această gală pe YouTube, pe TikTok, însă de această dată vă premiem oferindu-vă gratuit aceste două meciuri, iar ulterior vă așteptăm pe www.rxf.ro să achiziționați bilete în sistem pay-per-view. Corect. Și să urmăriți această întreagă gală spectaculoasă. Corect. Tot ceea ce trebuie să faceți este să achiziționați biletele pe rxf.ro sau să dați SMS la 7425 cu luptătorii pe care voi îi apreciați și vreți să câștigi. Să nu uitați și de aplicația RXF, aplicație pe care o puteți downloada fie de pe Google Play sau App Store, pentru că RXF-ul vă pregătește surprize în continuare și nu uitați să dați subscribe și clopoțel canalului nostru de YouTube, pentru că nu vrem să vă ținem în tensiune cu această seară specială și pentru că vrem să ne ținem de promisiune. Colegul nostru Mike Diamond este în cușcă și e pregătit să vă dea cele mai frumoase vești. Mike, ai legătura? All right. Mulțumesc, Lavinia. Welcome everybody. Are you ready? Sunteți gata pentru prima luptă din această seară? Introducing first, către colțul albastru, doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre, el vine din Giurgiu pentru Florin Iclar. Să arăți din
ce ești făcut. A venit momentul să știi. But my butt through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't... Să înțeleagă că au intrat pe teren minat. Ai talent, trebuie să porți coroana. Știu tu muielu în capana americana. Schimbă panorama, nu ai ce să pierzi. Mai ales când ai ceva în care să crezi. Trage în țeapă, frate, la fel ca te pești. Ca să făcă ADN-ul pe preș, să iasă cash. Cineva vă rog să rostească sume. Că băiatul meu e hotărât să-și facă nume. Nu e timp de glume, citește adversarul. Și unde doare cel mai tare, dă cu parul. Lovește cu ciocanul, preia controlul. Dacă vrei să-ți asigur viitorul, dă tare. Merite, pentru că atunci când vom intra în cușcă va fi un masacru. Va fi o ploaie de pumni, așa că pregătește-te bine. A venit momentul să știi. Să pierzi sau să pierzi oricum, așa că dă-le să sară. Dă-le să sară. Dă-le noapte de Arad și pe tot de București. Dă-le să sară. Dă-le să sară. Dă perversă de Craiova, serios, ca în Moldova. Ca să știe tot ce voi și cine este la proba. Faci tot ce faci să faci și să faci bine. Nu te dai în spate nici cu glunzi după tine. Din sărăcierea mai rău nu o să fie. Ai simțit ce ai dorit? Ești lacrimi și nebunie. Și nu-i lăsa că vor să-ți ia tot ce-a mai rămas drag în inima ta. Da, e chiar așa, cu sau fără motiv. Ori intenționat sau nu, dă-le nu doar instinct. Că nu suntem tari de cap, dar avem capul tare. Și nu suntem doar bagabonți, o dăm tare. Tu ai rupt de când ai crescut. Să arăți din ce ești făcut. Ladies and gentlemen, și acum să-l chemăm pe adversarul său către colțul roșu. El vine din București, în aplauzele voastre, pentru Mircea Negoiță! Oh mamma mia, senza un giorno sarà mio, mamma mia. Alzo la coppa platini, oh mamma mia. Venim di periferia, oh mamma mia. Voglio leoni nella villa, oh mamma mia. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Sta zona un giorno sarà mia, oh mamma mia. Voglio leoni nella villa, oh mamma mia. Ah, tu non sei Ciro, non sei Sosa. Ah, non ho De Niro, oh mamma. Ah, chiamo Danny Taglia Toga. Oh mamma mia, tratto da una storia vera. În minte că se va întâmpla la meciul nostru, de fapt va fi exact invers. Niște gloanțe trase în cap de doi copii. Sunt ca necorso pentru javre pedigree. Turbează ca niște cățele fraierii. Cu își bat gura pe aici. În timp ce noi facem sute de mii. Ticoca și iarbă luăm NFT. Până toți banii artiști. Avem tentacule de după blocurile gri. Până la Madrid și Napoli. Oh mama. All right. Și-au câștigat dreptul de a fi aici printr-o prestație deosebită la ultima gală Next Fighter. Da, gală de selecție, să spunem așa. Iată, se bate debutul galei. În colțul albastru, vârstă 25 de ani, 88 de kilograme, 1,80 m. Având un record de o înfrângere. De fapt, un câștig și nici o înfrângere. El se luptă pentru respect și îngăiește. Coach Mocanu Daniel. Ladies and gentlemen, in Giurgiu, România, în aplauzele voastre pentru Florin Ignat!
83, 90 de kilograme, 1,83 m, având un palmares de o victorie și nicio înfrângere. Ladies and gentlemen, el este specializat în fotbal, tenis și fitness. Coach Ciprian Cărăușu și Ciprian Chiru din București, România. În aplauzele voastre pentru Mircea Negoiță! Doamnelor și domnilor, suntem în on the card. Vor fi trei runde a trei minute fiecare. Arbitru de ring, Yamato Zaharia. Da, începe primul meci alături de dumneavoastră în această seară la microfonul Eric Sef. Yamato Zaharia și Valentin Halachenko. Yamato e în ring, celălalt Zaharia din această seară și cred că mai avem prin sală. Mai sunt, da. Mai sunt prin sală cu siguranță. La cât am muncit de-a lungul vieții, mă reprezintă mulți la ora asta. Primele două meciuri din această seară, live, exclusiv și gratuit pe YouTube. Următoarele lupte vor fi doar în sistem pay-per-view pe rxf.ro. Da, Negoiță a încercat un takedown, dar a fost contraatacat foarte bine, blocat foarte bine de Florin Ignat. Este de apreciat faptul că, deși cei doi nu sunt sportivi de performanță, iată, sunt deja la al doilea meci în cușca RXF, ceea ce reprezintă foarte mult. Merită apreciere și respect din partea noastră și sunt absolut convins că spectacolul va fi total. Da, a început mai bine Florin Ignat cu loviturile. El a avut lovituri mai clare, mai multe. Am văzut și un genunchi mai devreme trimis la capul adversarului. Acum s-au dus din nou cei doi jos la podea. E o poziție în care Ignat, nu știu dacă poate să facă mare lucru de acolo. Adversarul său pare că s-a pus cu toată greutatea pe el. Ar putea să facă multe de acolo dacă avea un bagaj de tehnici mai mare, dar trebuie să precizăm faptul că ei nu sunt luptători de MMA din toate punctele de vedere și tocmai de aceea pregătirea lor este cu atât mai importantă pentru acest meci. Iată că, deși Florin Ignat a fost mai puternic în ceea ce privește loviturile, Negoiță reușește să se ducă undeva acolo. Da, și Ignat l-a inversat acum pe adversarul său, este cel care se află deasupra, în demigarda lui Negoiță. Vedem și stafful lui Florin Ignat. Vedem pe Călin Petrișor. Da, s-a dus acum într-un control deasupra Florin Ignat. Să vedem în această poziție ce va reuși luptătorul care reprezintă Respect Gym Găiești în această seară. Are o poziție confortabilă acolo, este un full mount, este foarte bine. Da, el trebuie să ridice un pic postura, ceea ce și face și continuă cu lovitura la capul adversarului, care este oprit în acest moment. Da, s-a intervenit la timp, dacă stăm să ne gândim. Mai era un minut în această repriză și cu siguranță ar fi continuat cu loviturile Florin Ignat. Negoiță oprit de Yamato. Da, Yamato Zaharia întotdeauna pune mai presus de toate siguranța combatanților. A văzut o lovitură care s-a dus în ochiul lui Negoiță și pentru a-l proteja a făcut bine că a oprit meciul. A mai fost un aspect pe care trebuie să-l punctăm. Fiind pe podea, Negoiță nici nu s-a apărat la cele două, trei lovituri pe care le-a încasat. Și asta o să vedem cu siguranță pe relori. Iată, el era cumva cu spatele mai mult, cu capul într-o parte, nici măcar nicio șansă. A și bătut. Nu era o defensivă inteligentă, o apărare inteligentă din partea sa, tocmai de aceea Yamato a făcut foarte bine ce a făcut. A simțit o lovitură puternică în ochi, în zona tâmplei, probabil, a simțit-o mai puternic decât și-ar fi dorit el. Gestul reflex de a ieși din meci imediat este un gest pe care îl fac sportivii la început, atunci când doresc să se protejeze și este foarte bine așa, se mai duce acasă, se mai duce la antrenament, vine data viitoare mai bine pregătit. Da, încă sunt discuții și așteptăm decizia oficială. Spuneam, acesta este primul meci al galei, un meci care poate fi urmărit pe canalul RXF gratuit, primele două lupte, după care cei care au cumpărat până acum, sau cei care n-au făcut-o, pot să mai cumpere și de acum încolo bilete pay-per-view pe rxf.ro.
dar nu a fost discuții în ceea ce privește decizia de a opri meciul, pentru că Negoiță a abandonat. Prin abandon, colțul albastru, Florin Igna! Exact, victorie prin abandon și iată, Florin Ignat în 2 minute a reușit să câștige acest meci, meciul de debut de la Ericsson, 43 împotriva lui Mircea Negoiță. Victorie clară și bine meritată. All right, ladies and gentlemen. Fiecare câștigător va primi un premiu special, o călătorie în Dubai, o săptămână, un weekend. Ceva de genul acesta, despre cât era vorba, un weekend? Un weekend oferit de către partenerul nostru Barracudacoin.io. Fiecare câștigător va primi această excursie în Dubai pentru un weekend. All right. Barracuda Bitcoin, that's good. What's up with my base? Felicitări! Congratulations! Enjoy your trip, bro! All right, ladies and gentlemen, suntem în On The Card! Ultimul meci gratuit pe YouTube, după care, începând cu orele 8, vom începe transmisiunea pay-per-view exclusiv de pe Ericsson. .ro. Are you ready? Următorul match, ladies and gentlemen, avem o categorie deschisă și introducing first, el vine din Iași, în aplauzele voastre pentru Răzvan Bărzu! Call me crime. Mergem la meciul al doilea. Care, unde avem un sportiv care vine din Iași. Este vorba despre Răzvan Bârzu. El va da piept în această seară cu Mario Fedor din Timișoara. Văd pe palmaresul lor, fiecare are câte o victorie în RXF și ei provin tot de acolo, de la acea selecție, nu? Da. Dacă mi-aduc bine aminte, Răzvan Bârzu este... cel care face ca Donald Duck sau nu știu cine, nu? Ceva de genul, da. Da. Oricum, a avut un meci frumos și la gala anterioară, la Next Fighter. Să știi că am văzut foarte mult interes în jurul galei, pentru că înainte de eveniment am auzit foarte multă lume întrebându-mă cumva despre... întrebându-mă dacă vine aici să comentez în primul rând, și după care m-au întrebat ce părere am despre XY, da, din păcate nu prea știam după nume, adică nu am o problemă aici, spre... rușinea mea, nu știu. Nu știu și eu. Noi nu, eu personal nu urmăresc tot felul de rețele de socializare, dar trebuie să acceptăm faptul că o mare parte a populației, în special populația tânără, îi urmărește pe aceste rețele. Ei sunt niște persoane cunoscute în mediul online, unii mai puțin, unii mai mult, unii chiar foarte mult sunt cunoscuți în mediul online și atunci, sigur, devin interesanți pentru publicul larg și în special pentru publicul tânăr. Dar, până la urmă, este o gală care promovează sportul. Sportul nu trebuie să fie făcut neapărat cu oameni care practică sport de 10, 15, 20 de ani. Este bine că se promovează artele marțiale mixte, MMA-ul și lumea, iată, și prin astfel de gale încep să ia contact cu acest sport. Ne ajută foarte mult internetul în ziua de astăzi și m-am documentat, am început să aflu lucruri despre fiecare. Mario Fedor! L-am văzut pe Răzvan Bârzu, spuneam, un sportiv care vine din Iași. Am văzut și la intrarea sa în ring performanța pe care a avut-o la această lipsie, meciul câștigat de la câteva secvențe. Acum este timpul pentru Mario Fedor, luptător care vine din Timișoara. Care și el a avut un parcurs frumos la ultima gală Next Fighter.
și a câștigat până la urmă dreptul de a participa în gala mare RXF, pentru că acesta deocamdată este traseul normal, traseul corect. Sunt oameni care se înscriu la galele Next Fighter, de acolo sunt selectați și iată intră în gala mare RXF. Îți recomand o programare la logoped, fiindcă nu înțeleg absolut nimic de ce-mi vorbești cu mine. Vârstă 23 de ani, 97 de kilograme, 1,75 m, cu un palmares de o victorie și nicio înfrângere. El se luptă pentru Preda Fight Club, coach Adrian Preda. În aplauzele voastre, din Iași, pentru Răzvan Tonal Bârzu! All right, ladies and gentlemen, în colțul roșu, vârstă 22 de ani, 84 de kilograme, 1,90 m, având un palmares de o victorie și nicio înfrângere. El se luptă pentru Iguana Fight Team, coach Sasha Markov. În aplauze, el vine din Timișoara pentru Mario Fedo. Ladies and gentlemen, vor fi 3 runde, a 3 minute fiecare. Să vă readuc aminte, suntem în On The Card and everything is free now. Referee in the ring, my brother Yamato. Here we go. 3 minute pentru fiecare repriză, ca să facem puțin diferența între ceea ce înseamnă MMA-ul profesionist și cel semi-profesionist. Mare diferență nu este de regulament în această seară. Se întâmplă exact ce se întâmplă la un meci de MMA profesionist, numai că avem 2 minute mai puțin pe repriză. Da, 2 minute care înseamnă însă enorm. Diferență mare de categorie între cei doi. Mario Fedor vine de la Iguana Fight din Timișoara, un club consacrat acolo și foarte apreciat pe plan local, pregătit de Sasha Markov, dar și Răzvan Bârzu spune că este pregătit de Adi Freda. Da, l-am văzut în casă în lovituri, acuză ceva acolo Bârzu, dar da, s-a oprit foarte repede, nu știu ce cere de reproșat Bârzu. El s-a întors cu spatele și a încasat acele lovituri. Așteptăm reluarea, că acolo ne edificăm de fiecare dată. Da, este ochiul drept al lui Bârzu afectat, vedem accidentarea pe care o are Bârzu, cred că acuză o lovitură cu mănușa deschisă, presupun. Se întâmplă astfel de lovituri și la sportivi profesioniști consacrați, dar mult mai rar, bineînțeles. În cazul lor, poate fac antrenamente la sală cu mănușile de box și pun mănușile de MMA mai rar și atunci, sigur, se întâmplă și astfel de lucruri. Dar e de aici, nu, a fost, nu cred că a fost. Nu, eu cred că a fost de la lovitura de picior. Exact, asta zic și eu, de la picior. Să vede, nu știu, nu mi-am dat seama, după picior a venit și o lovitură din partea lui din partea lui Fedor cu brațul, nu știu acolo ce s-a întâmplat. Hai să poate vedem. Nu știu dacă brațul stâng. Posibil. E posibil acolo după lovitura de picior. Da, el degeaba face semn la arbitru, că el dacă face semn să se oprească, arbitru oprește meciul și meciul s-a corect încheiat. Ia adică poate aici. Da, nu știu, nu. Cred că ne-ar trebui o reluare în care să vedem doar fața lui Bârzu, cumva, ca să ne dăm seama unde a fost acea a doua lovitură. Ladies and gentlemen, câștigător prin abandon, colțul roșu, Mario Fedor!
Da, Mario Fedor câștigă acest meci împotriva lui Răzvan Bârsu. O excursie în Dubai. Acestea au cele, a fost cele două meciuri gratuite din această seară. Pentru cei care vor să urmărească gala mai departe, rxf.ro în sistem pay-per-view. Da, tu, pentru tine, al tău. Vrei să zici ceva pentru acest premiu? Este al tău. El e al tău. Take it home. Du-l acasă. Dacă vrei, ia. Acolo trebuie să bagi ceva mai mult. All right, felicitări. Congratulations, bro. All right, ladies and gentlemen, 5 minute vom intra în main cardul RXF 43. It's about to be fire. Până atunci mai facem un soundcheck.